Potrivit reprezentanților instituției, unul dintre obiectivele prioritare este înființarea unui spital universitar, care va deveni o bază medicală modernă de instruire a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și a rezidenților. De asemenea, aici se vor putea realiza servicii medicale performante destinate întregii comunități locale și regionale. Spitalul clinic, sperăm noi că va rezolva cumva problemele cu care se confruntă sistemul medical din zona Dobrogei, dar pe de altă parte va crea și specialiștii din domeniu la înalte standarde academice și de cercetare totodată. A doua propunere este un centru de excelență care va permite studenților de la majoritatea programelor de studii să desfășoare activități practice și să învețe prin realizarea de proiecte, răspunzând nevoilor comunității. Al doilea proiect, Centrul de Inovare și Transfer de Tehnologie, presupune ca universitatea să devină în regiune un fel de orchestrator, în care în colaborare cu diversi parteneri va atrage din zona socioeconomică proiecte pe care studenții, în cadrul laboratoarelor care se vor realiza în acest centru, le vor aplica și le vor da înapoi cum ar veni partenerilor noștri, adică vor crea niște soluții aplicate la problemele cu care se confruntă regiunea noastră. Dacă cele două proiecte se vor materializa, acestea vor fi parte a campusului Universității Ovidius. Planurile pe care Universitatea Ovidius le are în zona digitalizării sunt cuprinse într-un proiect mult mai mare la nivel european, și anume cel al centrelor de inovare digitală. Printre aceste centre selectate, suntem și noi, Universitatea Ovidius din Constanța, împreună cu niște parteneri de renume la nivel național, dar mai ales regional. Și aceste centre de inovare digitală vor intra în competiția europeană, începând din mai anul acesta, timp de 3 ani. Și vor obține finanțare tocmai pentru activitățile pe care le vom desfășura în centrul de transfer tehnologic. Toate aceste asociații vor lucra împreună pentru orașul nostru, dar și pentru a putea păstra tinerii de valoare care au idei remarcabile sau care vor să muncească în zona Dobrogei. Cele două proiecte însumează peste 92 de milioane de euro și fac parte din strategia de dezvoltare a instituției.